Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre subiectul ferbinte și anume descinderea uh, inspectorilor DNA la Consiliul Județean cu Toni Hrițac, redactorul șef de la Ziarul Iași. Bună ziua, Toni, bine ai revenit în studiourile noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Puțin răgușit uh, în urmărirea acestui subiect, uh, o acțiune a DNA-ului la Consiliul Județean, o acțiune care... Pare a ridica unele semne de întrebare. Cine crezi că este vizat de către uh, inspectorii de la Direcția Națională Anticorupție? Avem două lucruri certe. Un comunicat al DNA și un comunicat al Consiliului Județean. DNA spune că face percheziții la două instituții și la 12 societăți comerciale sau la 12 locații care țin de societăți comerciale. Cele două instituții le știm, Consiliul județean și, și Direcția, Direcția județeană, drumuri și... Societățile comerciale, încă nu le știm, nu sunt nominalizate de DNA. Firește, se pot face presupuneri, se pot face... Cine a avut norocul poate să fie asistat la o semnă percheziție, la o societate comercială, dar nu le știm oficial. De partea cealaltă avem comunicatul Consiliului județean, care vorbește de actele care au fost solicitate. Și atunci, da, 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 da. Deci acțiunea a vizat, conform comunicatului de presă Consiliului Județean, ridicarea unor documente cu privire la contracte de execuție a lucrărilor de întreținere pe drumul județean Iași-Tibănești, încheiate cu trei firme. Și atunci, în mod cert, este vorba de un diferend între persoane din Consiliul Județean sau din direcția de drumuri și firmele care țin de omul de afaceri uh, de ambrânză TED sau uh, Bun, aici uh, sunt con TED companii cele care au cu așa TED Company. Mm. Mai este și o altă firmă uh, Enviro, Enviro este fosta firmă lui uh, Gheorghe Maftei liberalul care este acum a plecat fugit din, uh, din țară. Să rezumăm cumva lucrurile. DNA spune că face percheziții în aceste locații, Consiliul Județean vine și indică ce acte au fost cerute. De aici nu mai avem informații. Nu știm ce persoane sunt urmărite, nu știm decât că este bănuită iarăși în comunicatul DNA și ar fi fost bine poate dacă îl aveam cumva prezentat, este bănuită infracțiunea de dare și luare de mită. Deci, darea și de mită probabil se referă la un funcționar, un funcționar care poate fi ori la Direcția de Drumuri, ori la Consiliul Județean, care a primit mită, bănuiesc, nu? <coughs> și uh, DNA încearcă să strângă probele. Numele acestui funcționar, să spunem, poziția lui în cadrul uh, instituției uh, respective, uh, nu le știm. Avem de partea cealaltă firmele TED, CONTED, și așa mai departe. Și de aici putem presupune că, să spunem, provine mita. Dar sunt doar presupuneri. Bun, dar aici este o chestie foarte interesantă, știi? Acțiunea a vizat ridicarea unor documente cu privire la contractele de execuție așa, spun ei, au fost vizate și documentele cu privire la acțiunile de audit public intern. Eu știu că atunci când, au fost făcute, când, a fost făcut controlul de către Marcel Popa, președintele Consiliului Județean, la drumul Iași țibănești imediat după această acțiune, dumnealui a zis, voi cere un audit intern ca să vadă dacă drumul respectiv a fost făcut cum trebuie. La sfârșitul acțiunii de auditare, din toate informațiile care le avem de la Consiliul Județean, a fost sesizat DNA-ul legat de această situație. Bun! De ce a venit DNA-ul să ridice aceste documente când putea să solicite Consiliului Județean. Dom'le, ne-ați trimis sesizarea. Trimiteți-ne și documentele ăsta, mm. contractele ăsta, ăsta, ăsta. Este o observație foarte corectă. Cel care se sizează se așteaptă cumva să aibă o relație de colaborare cu DNA-ul și nu de uh, inspecție. Mai ales în stilul DNA, nu cu tam, tam, cu poliția, cu jandarmii și așa mai departe. Cu mascații, cum se spune. Pe de altă parte, există informația că atunci când Consiliul Județean a făcut plângere împotriva celor la TED Construct, la rândul lor au făcut plângere împotriva președintelui Consiliului Județean pentru abuz în serviciu, considerând că toate actele administrative pe care le-a luat atunci împotriva firmei reprezintă abuz în serviciu. Nu știm acum DNA-ul pe ce cale merge. Merge pe sensul Consiliul Județean face plângere împotriva TED Construct sau merge pe, pe, pe sensul TET Construct face plângere împotriva Consiliului Județean. Trebuie să nu mai uităm următorul lucru. Consiliul Județean, când a făcut plângere împotriva TET Construct, s-a referit la un contract încheiat de fosta conducere. Așa este. Așa este. Și încheiat, încheiat de fosta administrare la drumuri și poduri. Există informația că se bănuiește o infracțiune comisă de, de fosta administrare de la drumuri și poduri și că percheziția de la Suceava, tocmai la asta se referă. Bun, stai la că te referi la uh, vechea conducere, cea în care Daniel Minciună, Dumnezeu să-l ordinească în pace, era directorul uh, direcției sau la cea interimară între Daniel Minciună și Achiței, Pentru că... Semnarea actelor a fost făcută în perioada lui Daniel Minciună, dacă ținem minte bine Sper că nu greșesc Întotdeauna este riscant să folosești informații parțiale Și, firește, neavând toate informațiile, trebuie să avem grijă cum le folosim Din informațiile pe care le am, ar fi vorba de conducerea interimară Și ar fi uh -huh. vorba de, într-adevăr, o percheziție făcută dimineață undeva în Suceava, la casa pe care ar fi primit-o cineva drept mită de la... Urmează, urmează, cumva, cred că cel mai înțelept lucru să, să, să omorim chestiune, chestiune oficiale. Bun, dar vreau să te întreb un lucru. Dimineață, președintele Consiliului Județean, Marcel Popa, trebuia să plece la București. Am înțeles că i s-a dat telefon și să nu mai plece să prezinte la Consiliul Județean. Dacă... Nu ar fi fost dumnealui vizat. De ce nu l-au lăsat să plece la București, unde avea probleme? Putea asta un este, vicepreședinte. Asta este cea mai atractivă pistă din punct de vedere jurnalistic. Marcel Popa nu vizat de DNA. El urma să plece la București. Nu putea să fie vedeam... prezent unul dintre vicepreședinți aici la descinderea făcută de DNA. Vă dați seama, avea doi președinți Consiliului Județean de la Iași, luați de DNA. Pe de altă parte, un coleg de-al meu, mai Mucalit, spunea Uite, domnule, cum a ajuns Nikita la Consiliul Județean, a venit și de neau. <laughs> da, da, dar, 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 să revenim. există, înțelegi, și o plângere făcută de Ted Construct la adresa lui marcio Popa. deci... Aici... în, care, în care el este acuzat de abuz în serviciu. Mm -hmm. Și, într-adevăr, Marcel Popa trebuia să meargă la București astăzi dimineață și înțeleg că, într-o formă sau alta, nu știu dacă prin telefon sau dacă a fost înștiințat altfel, i s-a spus, rămâneți pentru că avem de făcut o operație specială. Pe de altă parte, la ora aceasta, Marcel Popa este la București și spune că ancheta nu îl vizează, că a lăsat totul la dispoziția DNA-ului, că să-și facă foarte bine treaba, pentru că el consideră că la direcția de drumuri și poduri este un club de, de viespi, că este un club de, de mafioți și DNA-ul să-și facă treaba acolo. Pe de altă parte, directorul direcției și de drumuri și poduri, la momentul în care a început acțiunea DNA-ului, nu a fost degăsit. Din informațiile pe care le avem noi, ar fi mers singur la uh, DNA pentru a sta de vorbă cu inspectorii. Domnul Achitie este omul Marcel Popa. <laughs> da, e. vedeți ca ipoteze, ca sunt, sunt foarte multe piste atrăgătoare. Uh, și aici recomand, recomand prudență. Astăzi, cel puțin, reporterii de la noi au stat de vorbă cu... cu domnul Ochiței părea a fi ne de, de, situație, dar știți, știți cum este. Bun, ajunsesem la problema, domnule, de ce au venit așa în forță la Consiliul Județean? Ai spus, datorită plângerii care este făcută împotriva președintului Consiliului Județean. Dar... Înțeleg, înțeleg, că plângerea respectivă este pentru abuz în serviciu. Abuz în serviciu, da. DNA vorbește în schimb de dare și luare de mită. Exact asta. Deci, un ai să faci abuz DNA, în serviciu. DNA, pe de altă parte, înțeleg că în, în ordonanța în, de percheziționare face trimitere la un dosar care are număr de înregistrare uh, foarte apropiat de plângerea făcută de Consiliul Județean. Este vorba de 12 sau 15 septembrie. Adică anul trecut, imediat după ce Și atunci cumva, să spunem că ar avea ar avea sens ceea ce spune Consiliul Județean. Ar avea sens, poate, și ceea ce, ce susțin ceilalți, că ar fi contraplângerea companiei TED la adresa Consiliului Județean, dar firește nu se leagă, să spunem, nepotrivirea între acuza de abuz în serviciu și cea de dare și luare de mită. Bun, este o, de presupus că imediat după ce a fost în inspecție pe drumul Iași Țibănești, Marcel Popă a zis, domnule, voi elimina, voi înceta orice contract, voi suspenda și anula orice contract cu firmele care lucrau acolo și voi relua acele lucrări cu o altă firmă. Știu că pe atunci de la TED Construct s-a solicitat o contraexpertiză la expertiza făcută de Consiliul Județean, iar contraexpertiza a spus, domnule, s-a respectat întru totul ceea ce era prins în proiectul tehnic de reabilitare a drumului. Așa este, dar proiectul tehnic înțeleg că a fost făcut mai la direcția de drumuri și poduri. Și atunci, cumva, logica, eu știu, Consiliul Județean a fost următoarea. Domnule, am niște oameni care nu-și fac treaba acolo, la drumuri și poduri. Au făcut un caiet de sarcini, astfel încât să poată fi câștigat de cineva și au făcut și proiectul în așa fel încât să-i lase marjă destul de mare constructorului să facă ce vrea. Bun, și atunci dacă... De ce vreau să analizez puțin decizia lui Marcel Popa de atunci de a înceta orice colaborare cu firmele în cauză? Dacă eu, constructor, am respectat proiectul, ce mi se poate reproșa? Pentru aia a fost, atunci... aia, aia a fost o, o greșeală al Marcel Popa, pentru că a, propria lui direcție, după aia, nu i-a dat dreptate. El a acuzat exact. compania TED pentru că apoi să se demonstreze prin oamenii lui, cumva din, din subordinea lui, că argumentele lui, a, din punct de vedere strict legal și regulamentar, nu stăteau în picioare. Dar apoi el susține că, domnule, nu stăteau regulamentar. Dar în, în, realitate, ceea ce am descoperit este că regulamentul a fost făcut prost și a fost făcut special. Și atunci, din cauza asta, am sesizat de neau, zice el. Domnule, e adevărat dacă, dacă firma a fost mână în mână cu oamenii mei, e adevărat că atunci când am spus verificați uh, calitatea lucrărilor, a ieșit în regulă. Pentru că au lucrat, cum s-ar zice, pe mână. o mână. <laughs> Și atunci, și atunci, el, și atunci, din cauza asta, susține el acum, din cauza asta, DNA-ul vine și îi verifică pe oamenii lui. Iar oamenii lui, fiind la direcția de drumuri și poduri, firește că au legătură și cu Consiliul Județean. Corect, și au venit mă rog. și au cerut de la Consiliul Județean mai multe arte, apoi de la drumuri și poduri, și se pare că merg la conducerea de atunci de la drumuri și poduri. Bun. Iar conducerea de atunci se pare că are o mare legătură cu Suceava. Și acolo la Suceava au găsit au fost, ceva. Au găsit ceva. Par. Bun. Da. Dar există unele informații, chiar în urmă cu, să zicem, cam o oră și jumătate le-am primit și noi, cum că inspectorii ai Direcției Naționale de uh, Anticorupție, pardon, era să spun o greșeală, să spun, să fac o greșeală lingvistică, deci inspectorii ai DNA-ului au vizitat și una din firmele lui Marcel Popa. Nu am informația asta. Cei drept a ajuns și la noi că au fost acasă la Marcel Popa. Și reporterul și l-au întrebat. E adevărat? Și el a spus nu. Da, unele Cum? informații care au ajuns la noi, inspectorul au vizitat una dintre firmele pe care este patronată de Marcel Popa. Nu avem încă, trebuie să recunoaștem, confirmarea, dar în cursul zilei de astăzi o vom avea. Din punctul tău de vedere, ai experiența atâtor acțiuni ale DNA-ului Uh, crezi că este așa un fum fără foc? Ei, nu, sigur, sigur trebuie să fie și, și foc acolo. Uh, ideea e să ajungă acolo la focar. Să ajungă unde este treaba roasă, cum să spunem, da. da. Și pentru că așa sunt, sunt căpușate instituțiile publice, acolo unde sunt bani mulți. Iar la Consiliul Județean banii mulți sunt bani pentru infrastructură. adică e pentru se drumuri. Poate normal, da. Consiliul Județean nu, nu are, să spunem, infrastructuri consistoare de altă natură. Și atunci la drumuri. Și e... Uh, e un, uh, un mare regret pe care îl, îl simți atunci când mergi pe un drum, uitează-vă, drumul spre Movileni, care, de exemplu, s-au interesat și de acel drum, nu? Da, 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 da chiar scrie aici. drumul spre Movileni, întâmplarea face că merg des pe acolo, uh, este de fiecare dată peticit undeva pe, pe la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. Deci toată iarnă, vara da. toată vara mergi, asta iarna, când oricând e zăp, zăpadă și asta e ok, iar în primăvară s-ar plombele. Știți, lucrul ăsta nu arată numai o ineficiență, o incompetență funcționărească, dar în felul ăsta dă posibilitatea oricărei firme care în chipurile câștigă licitația acolo să-și ascundă defectele, să facă treabă de Mântuială. 30% de 30 da. și să încaseze 100%. -a Înțeleg că și aceste arte au fost cerute. Bun, înseamnă că va trebui să așteptăm, să sperăm că nu vom aștepta foarte mult. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor domn și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Nu vreau să pun ă, punctul final înainte dar vă spune că astăzi, la Consiliul Județean și la Direcția Județeană Drumul și Podri, a fost o acțiune a DNA-ului, o acțiune care vizează mai multe fapte, printre care și luare de în edițiile viitoare vom discuta și despre finalizarea acestor cercetări. Până data viitoare, cele bune, la revedere!